Bună, dragilor, și bine ați venit la etalarea zilnică pe Zodii pentru joi 10 septembrie 2020. Vă reamintesc că veți găsi în descriere timpii pentru fiecare semn zodiacal în parte și, de asemenea, tot în descriere veți găsi un link cu ajutorul căruia vă puteți calcula ascendentul. Bun, acestea fiind spuse, ne vedem la fiecare semn zodiacal în parte. Bună, Berbec! Ok, berbecii noștri se pare că în ziua de joi, pe zona profesională, vor fi foarte stresați cu referire la poziția lor, da? Deci dacă sunteți într-o poziție de putere la locul de muncă, dragii mei berbeci, văd că veți fi foarte stresați cu referire la următoarele mișcări, da? Însă să știți că nu aveți de ce să vă fie teamă, văd că aveți tot ce vă trebuie, sunteți în elementul vostru, deci fiți impecabili în tot ceea ce spuneți și tot înainte. Dacă nu sunteți într-o poziție de putere, da, văd că vă este teamă referitor la niște discuții, la niște negocieri, pentru zona aceasta profesională, da, pentru poziția voastră de la locul de muncă. Însă lucrurile se rezolvă dacă sunteți impecabili în tot ceea ce spuneți și dacă lăsați deoparte acest stres, da? Bun, dacă vorbim de zona personală, văd că unii berbeci, deci cei care sunteți într-o relație, văd că sunteți foarte, foarte, foarte stresați aici cu referire la partener, da, sau la parteneră. Posibil să aveți tendința să spuneți că sunt vrăji făcute, că nu știți exact cum să acționați, că parcă e ceva legat acolo. Dragii mei berbeci, da, văd că vă este teamă în ziua de joi, da, în relația cu partenerul, nu știu acum dacă ați înșelat partenerul sau partenera sau dacă știți că ați făcut niște lucruri mai prin spatele lui sau prin spatele ei, dar are de ce să vă fie teamă, dar văd că aveți aici o capacitate fantastică de a comunica și eu cred că e bine să vorbiți mult mai deschis cu partenerul, dragii mei berbeci, în ziua de joi. Dacă sunteți singur sau singură, da, veți cunoaște o persoană, posibil o persoană care se ocupă cu zona ocultului sau o persoană care comunică foarte bine, o persoană care are la îndemână cam tot ce vă trebuie vouă, da, ca și cum e persoana ideală, dar vă stresează foarte mult, da, e o persoană foarte enigmatică. Deci veți cunoaște pe cineva sau poate sunteți în flirt cu cineva. V-am pupat, dragii mei berbeci, vă doresc o zi de joi minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, dragii mei tauri! Ok, taurii noștri în ziua de joi se pare că vor avea nițel de furcă la locul de muncă, posibil să aveți ceva concurență, posibil să fie multe proiecte de făcut, posibil să fiți puși în poziția în care să gestionați o situație. Și de asemenea, dragii mei tauri, dacă vorbim de zona profesională și nu aveți un loc de muncă, văd că da, aveți toate șansele să găsiți, ori e un loc de muncă cu vizibilitate publică mai mare, însă oricum ar fi, văd că voi sunteți foarte încântați aici, ați avut ceva concurență sau veți avea concurență la acel loc de muncă, însă lucrurile sunt bune. Sfatul cărților este să nu interpretați nimic la modul personal, că probabil tocmai din acest motiv apar și aceste discordanțe aici. Dacă vorbim de zona personală și sunteți într-o relație, văd că veți avea nițel de discutat anumite lucruri cu partenerul sau cu partenera referitor la oficializarea relației, referitor la apariția unui copil, deci anumite discuții vor fi. Dacă sunteți singur sau singură, văd că da, veți cunoaște o persoană, o persoană destul de cunoscută, da, de către ceilalți. Văd că voi veți fi foarte entuziasmați, dragii mei tauri, însă e o persoană care mai este râvnită și de alții, da, sau de altele. Deci aveți acolo concurență, însă văd că sunteți foarte încântați, dragii mei tauri, și sunteți puși pe un nou început. Deci tot înainte e ok acest nou început, aveți o stea călăuzitoare, fiți atenți la semnele din jurul vostru în ziua de joi, dragii mei tauri, și nu uitați, nu interpretați nimic la modul personal și îmbrățișați libertatea. V-am pupat, vă doresc o zi de joi minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, gemeni! Ok,
Dragii mei, gentlemen, în zona profesională, văd că veți avea foarte mult de muncă, însă să știți că se lasă și cu bănuți. Văd că vă pregătiți să plecați într-un concediu sau dacă nu vă pregătiți să plecați într-o mini-vacanță, un concediu acolo, aveți foarte mare grijă, dragii mei, gentlemen, cu sănătatea, da? E ok, vă stresați, munciți mult, însă aveți și grijă că nu e ok, da? E posibil să vă îmbolnăviți nițel sau să vă simțiți obosiți, nu neapărat să vă îmbolnăviți acum de ceva foarte urât. Și cărțile vă recomandă, da, să aveți mai multă grijă de voi. Dacă ești căutați un loc de muncă, da, veți găsi un loc de muncă, posibil la o persoană cu probleme de sănătate, da? Și posibil să fie o persoană într-o zodie de pământ, da, la care găsiți sau prin care găsiți, da? Adică Taur, Capricorn, Fecioară. Dacă vorbim de zona personală, văd foarte multă pasiune aici. Văd că parcă vă veți întâlni cu partenerul sau cu partenera, parcă veți sta și asta dacă sunteți într-o relație, da, cu cineva, vă veți întâlni cu aceasta și văd că veți sta așa puțin, mă rog, vă veți lua o vacanță de o seară, ca să spun așa. De asemenea, dacă sunteți singur sau singură, e posibil să cunoașteți pe cineva, posibil o persoană dintr-o zodie de pământ, o persoană foarte ocupată, o persoană nițel mai zgârcită și o persoană care ori are probleme de sănătate, da, ori dacă mergeți într-un concediu, aveți șansele să cunoașteți această persoană acolo. V-am pupat, dragii mei gemeni, vă doresc o zi de joi minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, rac! Ok, dragii mei raci, se pare că voi în ziua de joi veți pune punctul pe i la locul de muncă, văd că veți obține o victorie, e posibil să vă ajute o persoană dintr-o zodie de foc, leu, săgetător, berbec. Sfatul aici este să totuși să nu faceți presupuneri inutile, pentru că văd că în primă instanță veți cam scoate nițel tornat de pe gură, aveți toate motivele, însă încercați să deveniți conștient de zona subconștientului vostru, da? De ce se ascunde în spatele acțiunilor voastre, că veți găsi multe răspunsuri. Dacă ieși și căutați un loc de muncă, da, veți găsi posibil printr-o persoană dintr-o zodie de foc, da, o persoană sau o persoană foarte pozitivă, o persoană foarte energică, o persoană care vă scoate mereu din starea aceea joasă. Dacă vorbim de zona personală și sunteți într-o relație cu cineva, văd că veți avea nițel niște discuții referitoare la oficializarea relației, referitoare la o victorie, da, pe care voi o așteptați în legătură cu partenerul sau cu partenera. Dacă aveți de-a face cu o persoană dintr-o zodie de foc, văd că aceasta va reuși să vă calmeze nițel. Dacă voi aveți aspecte pe foc, da, în astrograma natală, văd că veți reuși prin buna voastră dispoziție să obțineți această victorie legată de partener sau de parteneră. Dacă sunteți singur sau singură, da, veți cunoaște pe cineva, o persoană foarte entuziasmată, o persoană singură, o persoană care este un luptător sau o luptătoare, o persoană victorioasă în ochii celorlalți. Foarte frumos aici, dragii mei raci. Vă doresc o zi de joi minunată! Bună, Leu! Ok. Dragii mei, lei, se pare că în zona profesională nu cred că veți primi atât de mulți bănuți, da, pe cât așteptați voi. E posibil să vă simțiți nițel singuri, abandonați, nu știu, să vă retrageți nițel, nu știu, sau parcă mă rog, nu va mai conta atât de mult zona aceasta financiară pentru voi, dar pentru alții, dacă nu așteptați un dar de bani. Văd aici totuși o energie bună la locul de muncă, e posibil să fie o zi ca în familie acolo. De asemenea, dacă ieși și căutați un loc de muncă, da, veți găsi un loc de muncă foarte fain, unde vă veți simți ca acasă, ca în familie. Văd că pentru unii dintre voi e posibil chiar să găsiți un loc de muncă la cineva din familie. Iar dacă vorbim de zona personală și sunteți într-o relație cu cineva, e posibil, dragii mei lei, să aflați de un trio, da, ori din relația voastră, ori
să simțiți că partenerul sau partenera nu vă acordă suficientă atenție. Dacă sunteți singuri, văd că veți, mă rog, posibil să ieșiți la o petrecere sau la o întâlnire de familie. Să știți că aveți șanse, dragii mei, să cunoașteți pe cineva, să aveți grijă că e posibil să fie o persoană care este căsătorită sau care este deja într-o relație. Sfatul pentru voi este să faceți tot ce vă stă în puteri, să vă îngrijiți și să vă iubiți corpul și de asemenea să vă concentrați mai mult pe zona aceasta spirituală, ca să spun așa, și să lăsați deoparte tot ceea ce ține de zona carnală, de bani și așa mai departe. Bun, v-am pupat, dragii mei lei, vă salută și pisica mea și vă dorim o zi de joi minunată. Bună, fecioară! Ok, fecioarele noastre se pare că la locul de muncă vor primi o propunere, o ofertă, e posibil să aveți de semnat diferite contracte sau e posibil să luați anumite decizii la locul de muncă împreună cu colegii. Inițial nu vă vor conveni, însă să știți, dragile mele fecioare, că aveți de-a face cu persoane în jurul vostru care fac doar ceea ce simt, care nu prea trec totul prin filtrul rațiunii, așa că vă indic să vă folosiți voi această parte rațională, că o aveți din plin, și să nu interpretați nimic la modul personal, încercați să vedeți dincolo de ceea ce nu vă convine aici, da, referitor la această propunere. Dacă ieși și căutați un loc de muncă, da, veți găsi printr-o persoană, posibil dintr-o zodie de apă, rac, scorpion, pești, posibil o persoană foarte emoțională, o persoană, eu știu, cu o aură hipnotică pentru ceilalți cât și pentru voi, da? Dacă vorbim de zona personală și sunteți într-o relație cu cineva, văd că în ziua de joi veți fi în elementul vostru, dragile mele fecioare, în același timp veți face doar ceea ce simțiți, veți fi foarte blânde, iubitoare, da? Și parcă vă veți dori mai mult să stați cu prietenii, parcă nu prea veți dori atât de mult să comunicați sau să fiți împreună cu partenerul sau cu partenera. Dacă sunteți singur sau singură, da, veți cunoaște cu siguranță o persoană, posibil undeva din zona prietenilor și posibil să fie o persoană, posibil o persoană dintr-o zodie de apă, însă oricum ar fi, inițial nu vă convine foarte multe lucruri la această persoană, parcă nu este atât de rațională ca voi, da? Merge mai mult pe instinct, pe emoție și vouă nu prea vă convine acest lucru. Sfatul pentru voi este să nu interpretați nimic la modul personal, să vă iubiți și să vă respectați pe voi. V-am pupat, dragile mele fecioare, vă doresc o zi de joi minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, balanță! Ok. Pentru balanțele noastre, în zona profesională, se anunță o zi în care veți avansa foarte mult când vine vorba de cunoștințele de la locul de muncă, când vine vorba de înțelepciunea de acolo. Posibil să aveți de-a face cu o persoană mai în vârstă ca voi, o persoană foarte înțeleaptă, o persoană care intuiește foarte bine oamenii și posibil să vă transmită și vouă din această energie. Dacă ieși și căutați un loc de muncă, cred că da, veți găsi, însă ori e un loc de muncă mai ascuns, oricum ar fi un loc de muncă destinat vouă și să știți că această situație este tocmai pentru a învăța să fiți ceva mai sigur pe voi, da? Dacă vorbim de zona personală și sunteți într-o relație, văd că veți pune baze alături de partener sau de parteneră la o etapă a relației mult mai serioasă. Pentru unii dintre voi văd că e posibil să consultați ceva, un psihoterapeut, ori să consultați zona spirituală, da? Să mergeți la cineva. Însă, oricum ar fi, văd că deveniți mult mai înțelepți, dragile mele balanțe, când vine vorba de relațiile voastre personale, că sunt prietenii, că e vorba de iubire. Dacă sunteți singur sau singură, da, cu siguranță veți cunoaște pe cineva, o persoană foarte intuitivă, sexuală, o persoană înțeleaptă în același timp,
o persoană care vă va ajuta, dragile mele balanțe, să vă puneți în aplicare aceste noi idei despre viață pe care voi le aveți. Totuși, încercați să nu interpretați nimic la modul personal, încercați să vă axați pe aceste noi convingeri pe care voi le aveți și să refuzați să consumați o travă emoțională. Da? Ascultați de această persoană înțeleaptă care vine în viața voastră în ziua de joi, indiferent de domeniul în care apare, și lucrurile vor fi mult mai bune, că este destinată această persoană pentru voi. V-am pupat, dragile mele balanțe, vă doresc o zi de joi minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, Scorpion! Bun. Scorpionii se pare că în ziua de joi, pe zona profesională, e posibil să nu primiți neapărat această ofertă, dragii mei Scorpion, la care visați pentru unii dintre voi, dacă știți că lucrurile sunt șubrede. Dacă știți că sunt mari șanse să primiți, da, veți primi. Dacă știți că ieși și doriți o avansare la locul de muncă sau doriți să schimbați ceva în zona profesională, ori să vă căutați un job, ori să faceți niște schimbări la actualul, să știți că da, veți reuși, veți simți că sunteți pe un norișor. Luați-vă foarte mult pe intuiția voastră că vă va ajuta. În special, încercați să vă întoarceți la energia voastră din copilărie, că lucrurile vor fi mult mai bune de atât. Sfaturile aici sunt să vă cultivați credința, exact ceea ce ziceam, și să fiți impecabili în tot ceea ce spuneți. Dacă vorbim de zona personală și sunteți într-o relație serioasă cu cineva, văd că veți sta și veți analiza foarte bine relația și vă veți da seama că în momentul de față, da, parcă sunteți dispuși să mai luptați pentru această persoană, parcă sunteți dispuși să luați lucrurile cumva să le luați de la zero, ca să spun așa, da, să luptați pentru că văd că da, ați avut sau aveți o situație în relație nu foarte roz. Dar lucrurile se rezolvă. Deci pentru unii dintre voi, da, vă hotărâți să